Și când mi-a spus, nu se poate, nu uitați, exact. Știm așa. Știți voi, alea de aici, nu știți. Corect. Eu sunt foarte de acord cu dumneavoastră. Da. Arătați că suma este egală cu 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe cu 60. Este egal cu 1 plus 2 plus 3 plus 60. Dar este divizibilă cu 183. Suma asta poate să fie bine la 183. Îmi face o sumă. Deci asta ar fi plecarea ta. Prima reacție, da? Să facem sumă. Da, facem sumă. Nu, deci egal cu... Suma să fie 60 ori 61 împărțirate. Și o să fie egal cu... 61 3660. Da, că să... 60 să facă la 2, mamă. Ce? 60 să facă. Da, și acolo o să dea... 61 ori 30, care o să fie egal cu 1830. Egal cu 1830. Care, care e egal cu 1800. Deci, de. Așa. Asta este, da? Da. 1830. Și 1830. Cum am avut 10? 1883 ori 10. Echivalent, poate să-i fie 1100... 1183. 1830 se divide la 183. Și noi să avem acolo 183 ori 10, trebuie să divide la 183 și este nevoie. Da, este nevoie. Dar de genul, suma a trei numere naturale pare consecutive este 24. Pare consecutive. Da. Pare consecutive. Este 24. Cum scrie suma asta? 2K plus 2K plus 2 plus 2K plus 4. 2K. Este egal cu 2K. 2K plus 2 există bine. Și plus 2K plus 4. Egal cu 24. Aveați numele. O să fie 6K. Este egal cu 18. Și K este egal cu 3. 18, deci e 24 scăzut, da. 2 și 4, și numele sunt... Hai, dar cu... 6, 8 și 10. Deci numele sunt 2K, adică 6. Deci au un primul număr este 2K, 2K egal cu 6, al doilea număr este 2K plus 2, adică 8, și al treilea număr este 2K plus 4, care înseamnă 10. Și iată, 6, 8 și 10 sunt numele totate. Mergem mai departe. Fie numerele, amic egal cu. Fie numerele. Amic egal cu 27 la 1, la 2, la 3. 27 la 1, la 2, la 3. Împărțit la 9, la 3, la 0, la 1. 9 la 1. 3 la 0 la 1-a. Nu crezi că îmi dă nouă așa ceva? Nu. Ori 3 la 1-a, la 2-a. Ori 3 la 1-a, la... La 3-a, la 1-a, la 2-a. Doamne... 3 la 3-a, la 1-a, la 2-a. 3 la 3-a? Da, la 1-a, la 2-a. Împărțit la 3 la 1-a, la 2-a, la 3-a. De bună. Da. Asta e amic. Și B mic egal cu. 3 la a doua la a întâia. Să împărți la 3 la a întâia la a doua. Poți mă omori acum. Ori 3 la a treia la a întâia. Nu știu cum este. 3 la... Deci unde suntem? Așa, ori. 9 la a treia la a întâia. Nu, dar n-ați spus pe tine. Azi 3 la a doua la... 3 la a doua la a întâia. Împărți la 3 la a întâia la a doua. Ori 9 la a treia la a întâia. Împărți la 3 la a treia la a întâia. Stai puțin că m-ai pierdut. 3 la 3-a, la 1-a. Așa, așa-i doi sigur, profesor. Deci avem numele astea, A și B. Da. Să se stabilească valoarea de adevăr a propozițiilor. A mai mică B. A mai mică B. A egal cu B și A mai mare ca B. Adică, care e mai mare? Ia să vedem ce știu. Stergi tot. Nu știu tot. Nu știu tot. Păcat. Păcat, nu?
Acolo ați citit? Nu. Acolo să fie... Am în nivel de mă dată. Domn profesor? Da. A, nu, nu, e bine, e bine. Bine, acolo îl facem de a... Dar acum un pic amic. Amic. O să fie 27 la Andreea. O să fie 27 la Andreea. La orice putere este un lucru. Vedem la plata, 8 și pe 1, la 8. Da. Da. Iar acolo este 27 la 1, iar pe orice putere la 1 este... Deci, nu este scară. 2 la 3 este 8, la 1 la 8 este 1. Deci 27. Deci, 8 va fi egal cu 27. Împărți la 3. Împărți la 9 la 1. 0 la 1. 0 la 1 este 0 și 3 la 0 este 1. 1. Deci împărți la 9. Ori 3 la... Ori 3. Nu, ori 3 la 3. Pentru că 1 la 2 este 1 și 3 la 3 este 3. Și 3 la 3 trebuie să zic că și 27. 1 la 2 este 1, 3 la... A 3 la 3 la 3. Da. Deci tot 3 la 3. O 3 la 3 împărțit la 3. 2 la 3 este 8. 2 la 3 este 8 și 1 la 8 este 8. Împărțit la 3. Și o să fie... 27 împărțit la 9 este 3. Și o să fie 3 ori 9. Și o să fie cu 27. Cum modifică la 9? 3 la 9, 3 la 3, împărțit la 3, este 3 la 9. Păi la 9 să fie un lucru, o să facă modelea care apare ele. 3 ori 3 la 3. 3 ori 3 la 3 împărțit la 3 ori 3 la 3 la 9. Deci... Atenție, dar 3 ori 3 la 3. 27 împărțit la 9, ai scris 3. Și acum am continuat. Da. Ori 3 la 3. 3 ori 27. Cât dă acolo? 3 ori 3 la 3 și 3 la 4. 3 la 4 împărțit la 81. 3 la 4 împărțit la 3? 81 împărțit la 3. 27. Bun. Da. Atenție, da. Aici s-a întâmplat o greșeală. Tu aveai din așa, 27 împărțit la 9 fac 3. Și 3 împărțit la 3. La 3 împărțit la 3 fac 3 la 9. Și vinea 3 împărțit la 9. Deci, adică 3 ori 9, ai vrea să spui, nu? Deci, încă o dată, aici cât îți dădeam? 3. 3. Ori. Ori. No. 3 la a 3 a, împărțit la 3 la 1, asta și 3 la 2, adică 9. Și 3 la 9 la 2, așa, s-ar întâmpla să fie același lucru. Dar trebuie să spun că totul se face în ordine în care apar operațiile, sunt de aceeași ordine. Da? De aceeași ordine, da? De aceeași ordine, deci de o ordine în care apar el, dar trebuie paranteze. Și n-am avut paranteze. Bun. De. Acum ar facem pe B și o să fie 3 la 2, la 1 o să fie 3 la 2. Așa. Împărțit la 3, ori 9 la 3, ori 9 la 3, așa. Împărțit la 3 la 3. Da. Și atunci o să avem acolo 3, 3, 3 la 2 împărțit la 3, 3, 3. Ori, acolo vreau să spun 3 la 6. 3 ori? 3 la 7. Împărțit la 3 la 3. Și să fie 3 la 7, împărțit la 3 la 3, care să fie egal cu 3 la 4. Și 3 la 4 este egal cu 85. Deci au 3 la 3 și B 3 la 4. Și acum, prima vară să se stabilească că A mai... Dacă A este mai mic ca B. Valoarea de adevărat. 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 B mai mic ca A este fals. B mai mic ca A fals și A egal cu B, mai egal cu B fals. Fals. Corect. Deci asta, numai una din cele trei. Doar între două numere există o singură ordine. Da. Aflați numerele de două cifre care verifică egalitatea. A ori B barat minus B ori A barat egal cu 36. A, B barat. A, B barat minus B, A barat egal cu 36. Aici o să scriem 10 A echivalent 10 A plus B minus 10 B plus
A. Minus 10 B? Plus A. Cum scriu aici? Minus 10 B. O, asta paranteză. Așa. Minus paranteză. 10 B plus A este egal cu 3. A. Equivalent. Minus, minus. Acolo o să fie plus. O să le spun acolo la prima așa. Echivalent cu zi, 10A. 10A plus B minus. Minus 10 pe 10 pe plus A. Și acum minusul din partea mea de zis? Nu. Zice, scădem și pe 10 pe și pe A. Deci de aceea zice minus A. Să nu degem în mecanic cu minusul în față cu paranteze. Trebuie să înțelegi așa. Scădem de aici, scădem tot ce este partea asta. Deci minusul acela va lui pe toți. Corect. Deci minus 10 pe... Și minus A. Minus A. Egal cu 36. 10 A plus B minus. Și care înseamnă ce? Nu cu 37? Nu, 36 înseamnă. Ok. Și atunci o să fie 10 A minus A 9 A. Așa. 9 A. Cu 9 B. Minus 9 B. Te rog să fie. Atenție, atenție, tare. Aici, Daria, suntem în situația dificilă, încă nu e clar că P minus 10 pe face minus 9 B. Pentru prietenii noștri care ne urmesc în școală. Atunci știi. Da. Știi? Și atunci... Când eram mai mică și spuneam spus cu restul ăla, cum făceam 2 minus 3 minus... 1, datorie. Da, cu datoria. Bun. Uite cum îți propun acum. Egal cu... ce facem? Adunăm în ambii membri un 10B și în stânga și în dreapta. Da? Și va veni 9A plus B. Hai să scriem așa, 9A plus B. Dacă adunăm aici un 10B, adunăm și în stânga și în dreapta, cu 10B minus 10B s-o terminat. Da. Și rămâne egal cu 36 plus cât? Plus 10B. 10 stai. Acum scădem un B din ambii membri. O să fie 9A egal cu 39A. 9A egal cu 36 plus 9. Împărțim totul prin 9. Prin 9. Și o să fie A este egal cu 4 plus B. Ai dat 4 plus B. Și acum ce avem? A și B sunt ce? Cifre. Le avem acolo, corporate, da, AB. Da, cifre. Deci înseamnă că AB, mai adăugăm acum. AB aparține mulțimii de la 1 vorbă, că nu poate să fie... 0 nu poate fi niciun. Prima cifră, da. 1, 2, până la 9. Și începem. Cazul D. Cu cine să începem? Cu B-ul. B-ul egal cu 1. Cazul întâi, B egal cu 1 și A-ul de desubt va fi egal, fiindcă e B plus 1, 5. Apoi, B egal cu 2 și A-ul va fi egal cu 2 la egal cu 6. Foarte. Apoi, B egal cu 3. B egal cu 3, A egal cu 7. A egal la 4 plus B. Da. 7. Apoi, B egal cu 4, A este egal cu 8. Așa. B egal cu 5, A egal cu 9. Și atunci... Da, și gata, că are cifră și da, corect. Da. Și atunci, astea sunt numerele. Se găsească numerele AB, nu? AB minus DA egal cu 36. Adică se găsesc toate numerele de tip AB. Da, avem da, da, da. Deci avem 50, deci mulțimea numerelor de două cifre este 51. Iau 62, 62, 73, 84 și 95. Și 95. Asta, așa, asta e mulțimea care s-a dorit să o descoperi.
Să urmărim ce aici ai avut, dar e așa interesant și asta. Scrierea în clasa 10, nu? Da, scrierea în clasa 10, apoi când ne-am dat seama acolo este că acolo plus B minus 10, B și era minus. Da, acolo nu putea să ducă pe cifra 10-lor, domnul profesor, ca să nu, să nu facă așa, cu minus 10, B plus A. Nu putea să ducă pe cifra 10-lor să scrie că A minus B egal cu 3 și B minus A egal cu 6. Unde suntem? Definiția. Nu se fac și asta. Definiția. Nu-i dau să facă. Cum s-a dat? Așa. A minus B la 10 egal cu 3 și B minus A egal cu 6. Și A minus B se facă 3 și B minus A egal cu 6. Era echivalent? Nu, pentru că nu mai spune că A minus B egal cu 6. La scădere știm bine că se poate întâmpla, ne împrumutăm. N-am motive să spun așa. Deci nu pentru poți să spun. Trebuie să desfășoare așa. Sigur că da. Și așa, de ce le-a dat dacă ei nu stăpânesc să scadă acolo? Păi nu, stăpânesc foarte bine. Că zicem, adunăm același lucru. De la clasa întâi știu asta. Că din ce, dacă asta a scăzut asta, egal cu rezultat, apoi descăzut egal cu adunatul cu ăsta. De la clasa întâi e clasa a doua. Nu? Să zicem, 7 minus 3 egal cu 4, de fapt 7 de ăsta egal cu 4 plus 3. Asta da. Și este aceeași treabă. Chiar închipuiți că asta ar fi descăzutul și asta este scăzătorul. Tot paranteza aceea mai da, degrabă, mai da, repede. Da, mai la început da. Aici. Și mergeam mult mai rapid. S-a chiar de acolo, de la A, B egal cu 36 plus B. Da. Și chiar de aici, exact. AB egal cu 36 plus B și de acolo desface și lucrează și joacă acolo cu mâini. Pentru că aici, aici m-am luat noi, am creat un moment de panică. Că minus pe lângă paranteză, așa, da, da, ce? Am uitat din ce. Hai facem mână, domnul profesor, că ăștia vin la 7. Așa. Ultimile 2003 cifre ale numărului. Ultimile 2003 cifre ale numărului 270 la puterea 2002. 270 la puterea 2002. 2002. Și să vedem ultimile 2003 cifre. Domn profesor, știți? Mă gândesc, vă dați pe dumneavoastră. Sigur, de gândesc. Da. Foarte, de gândesc. Eu pricep, știți? Și ea... De ce abandonez? Primul lucru, uite, vezi că abandonez. Da. Ai vrucit, eu n-aș abandonez. Eu așa. Mi-a fost interesant de aia. Bine, nu. Păi, 0 la... ultima cifră, 0 la orice putere. Hai să zicem așa. Ultimele 2003. Ca să intre în ei și să începem prin a gândi cu un număr, cu un exponent mai mic, mai putere mai mic. Păi 2002 de 0. Deci 27. 27, este puterea 3, de exemplu, la 5. Vedeam. Adică zic 27, ori 10 la a 3. Ori 10, totul la 3. Domnul profesor, dar e corect? Dar e corect așa cum zice domnul profesor? Da, e corect. Deci am făcut mai mic. Da, tot la 3. Și asta înseamnă, e cam mai departe, cu 27 la a 3-a, 10 la 3-a și egal cu 7 la 3-a, știu cum este. 7 la 3-a chiar știu, da, 80 și... 7 la 9, 3. E cu 3, da? 7 la 9, 6-3. Deci e un număr lung 3 și cu 2, cu 3, 0. Vedeți, domn profesor? Și atunci la 2002 o să fie? O să fie 2020. Mergem noi acum, pe exemplu, da. 270. 270 la cradul 2002. Va fi egal cu 27. După același model, domnule. Ori 10 la... Ori 10 la 2002. 2002. 27 la 2002. 2002 plus la 2. Asta mergem media. Ori... la 2002. Acum facem 2002 împărțit la... 7 la 2002. 2002 cu 4 cu 4. Atenție! Mare, la 4. Să dea 5... 500. 500 rez 2, adică 5 la 2, care e 5. 500 rez 2. 4 ori 500 plus 2. Adică a, 7 la 2, care e... A 7 la 2. 9. 9. 9. Deci e capul 9. 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 9
Deci 0, 0 și de câte ori? De 2002, așa că și ultimele 2003 cifre din acest număr. Exact. 0000000. Păi vezi de ce i-am avut mai repede. S-a ascuns ultima cifră. Exact. Ultima cifră. Vezi că o abandonez una, două. Tu te puteți să nu mai înveți. Ocazia asta am pus să-ți atrag atenția ție și tuturor prietenilor noștri că nu se refuze edificiul. Exact. Deci nu se abortează. Dar trebuie să ai răbdare pentru zinier și să înțelegi ce vrea. Pe momentul zbării, dar cum să fac ultimii 2003 cifre, ce nu am timp să știu. Când am scris pe 27, deci ca fiind 27 ori 10, la puterea aceea, știu să te dobrosc la o putere, gata, pe 2010. Dacă ultima cifră într-un număr este 0 și nici la orice putere, puterea aia, adică dacă ne ducem 2000, pe 2000 de ori scrie 0. Sigur. Și trebuie să aflu ultima cifră care ar fi după 0. Practic aia, da? Dacă știu să scriu așa, deci trec la un exemplu mai mic, stai puțin, deci să mă duc la ăla mai mare. Foarte bine cum am făcut-o. Îmi construiesc... Nu abandonez. Încerc să pătrund în probleme, să văd mai la mic ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Este forma aceea de tatonare a existenței. Trebuie să mai dau un lucru. Suma cifrelor numărului 2 la N ori 5 la N plus 1. Scrie. 2 la N plus 1. Plus 1. Și plus 1. Este. Suma la N ori... Așa. Suma cifrelor numărului ăsta. Da. Egal mai departe. Dar dă-mi o idee. Eu? Da. Ce drăguț. Da. Stai să mă gândesc. De ce râzi? Eu aș desface acolo, 5 la N plus 1. Asta nu știu eu, momentul ăsta, asta spune. A, 5 la N, 5 la N. 2 la N, ori 5 la N, ori 5 plus 2. Și vă... Și vă... 2 la N ori 5 la N? Știi. 2 la N ori 5 la N este egal cu 10. 10 la N. 10 la N. Ori 5. Ori 5. Plus 2. Plus 2. Bun. Ce mama? Și cum mă s-a scrie 10 la N? Ori 5. Ai 10 la N ori 5. Hai să zicem că N egal cu 3. N egal cu 3. Am avea 10 la 3. Ori 50 la 3 ori 3. Ori 5. Sau 5 ori 10 la 3. A fost să scriu și așa, da? Dar 5 ori 10 la 3. Plus 1. Și acolo 10 la 3 este 1000. 5.000. Da? 5.000 plus 1. Plus 1 ar fi că atunci acolo să fie 50 la 3. 5.000. 1. Și acum era 1, atunci era 10, 5 ori 10 plus 1, adică 50 plus 1, 51, deci... Da, de 50 la 1. Și, bun, de 51, 5001, orice e, punem. Care este suma cifrelor? Deci când am avut N egal 6, 3, corect, la N egal 3, erau 0. Da. Când ori fi N foarte mare, am unul mai puțin decât numărul 0. Corect, deci aia a ajuns la formarea finală și te duci, de exemplu, să vezi ce se întâmplă. E legal cu 1, e legal cu 3. Deci dacă tu n-ai înțeles aici, eu am fost obligat să mă duc mai jos. Dar tu, acum, înseamnă așa 5, urmat de câte 0 ori? N 0 ori. De N 0 ori. Da. Și plus 1. Care e 1, așa se scrivește aici, va fi 5, 0, 0, 0. Și aici 1, da? Deci, practic, așa arată numărul. Și suma cifrelor este? Și acum, suma cifrelor, deci rezultă. Foarte interesant, m-a plăcut. 5, suma cifrelor, chiar scrie cuvinte, suma cifrelor. Egal cu 5 plus 1. Egal cu 6. Ce a avut aici? Noutate? Sau de ce s-a jucat autorul aici frumos? Că l-a descoperit spre 5 la n-ul plus 1. 5 la n-ul ori 5, nu? Și odată a făcut. Dar dacă ai zis, ar fi zis 5 la n-ul plus 2, dar... Deci hai să facem mai cu 1 așa.
2 lante, ori 5 lante plus 2 și plus 6. Păi suma ar fi fost 5, 6, ar fi fost 8. De ce? Deoarece noi A plus 7. Suma ar fi fost 8 plus 6. Suma ar fi fost 14. 14, da? Pentru că n-am văzut că l-ați schimbat 25. Dar ar fi 25, acolo ar fi 25, care este 7. Și 7, 7 plus... Și face 5 plus 2 plus 7, 7 plus 7, 14. Deci, în dată ne dăm seama, dacă ar fost n plus 3, ar fi fost 125. 125 ar fost. Urmat de 0 și, nu? Și iată cum începem și noi, dacă am pătrut să ne ieșim, să putem compune și mărarea noastră ieșim, da? Deci, nu avem motive să ne speriem. Și pur și simplu încercăm acolo, trebuie să ne vină o idee. Particularizăm, căutăm o situație care să ne influențeze pozitiv, să ne stimuleze, să încercăm să gândim ieșițiu. Nu poți face ca un general, este particular, este ce observații se desprind din cadrul general. Da, deci sunt din ce în ce mai interesante ieșiții. Mai avem și acelea operații cu putere, cred că nu poți să ai emoții, nu? Deci merge în operație, scoate la factor comun. Hai să mai îți dau unul de acelea. Da, mai dați unul, așa da. Ca să vedeți și băieții și toate au. Da. Deci mulțimea mare egală cu 2 la n minus 2. 2 la n minus 2 plus 2 la n plus 2. Deci, nu mulțimea mare. Fie numărul a egal cu 2 la n minus 2 plus 2 la n plus 2. Să se arate că se divide la 17. Să se arate că a se divide la 17. Acum o să fie 2 la n minus împărțirea la 2 la 2 plus 2 la n ori 2 la 2. Cum zice domnul să vedeți? Împărțirea la 2 la 2 ori 2 la 2, nu mai spun. Și o să înfăcăm de 2 la n pe lângă n plus 1. Ai văzut acolo cu scăderea aceea că e o problemă? Nu, 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 deci numărul a mare ar fi așa. 2 la n minus 2 pe lângă. Plus 1. 1 plus. Plus 2 la a doua. Adică diferența dintre ăștia. Dacă era 2 la n, era 2 la a doua. Dar e minus 2 mai în spate cu 2 pași. Minus 2 plus 2 plus 2. 2 la a. 2 la a, că ar fi diferența dintre ăsta și ăsta. Minus 2 plus 2. Mai minus 2 plus 2. Atenție! El, față de 2 la n, e cu 2 pași mai în urmă. Gândește-te că el așa face. 4. 2 la 4. Da? Și 2 la a. Să fie 2 la n minus 2, ori 2 la n plus 2. Păi și se divide cu 17. Se divide cu 7. Da, deci aici trebuie să fii atentă cum scoți. Da. Să-ți poate cel mai mic. Da, deci asta este. Haideți să facem sinteză. Sinteză, da, da, da. Dar nu fiți bici, că ai să-l văd la un caz mai mic. Da, 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 așa am seara, să-l vinge la un caz. Deci, da, mult, da.
Am lucrat cu ultima cifră, probleme cu ultima cifră. Da. Ultima cifră a unui puter, da? Da, da. Și cu ultima cifră. Am lucrat cu bară, cu putere, operații cu puteri. Așa cu putere, nu da. Operații cu puteri. Operații cu puteri. Cum e la urs? Sunt egalus? Da, am făcut, da, până la 60. Aha, da. Sunt egalus. Mulțim. Mulțim. A fost problema acestea cu ABC împărțit la 48 egal cu 10.000. Compararea cu teoriilor. Teorema cărții curez. Teorema cărții curez. Divizibilizate. Teorema cărții curez. Acum am o divizibilitate. Cum o spuneți? Divizibilitate. Și acest exercițiu. Factor comun. Factor comun. Da, asta a fost un factor comun. Compararea puterilor. Compararea n-a fost? Nu. Am făcut compararea puterilor. Cu două exerciții, dacă nu. Da, da, puterea doar. Am trecut. Compararea puterilor și... Cu baze și exponenți diferiți. Cu baze și exponenți diferiți. Și cam așa. Ia zi, da. Ce trebuie să zici? Nu uitați, dragi și trebuie să vă abonați la profilul mâna. S-o facem cu toate copiile. Pe blog. Oricum am recapitulat foarte bine pentru teză. Și să rezumim că sunt și volumele de acestea exact. Care pot fi accesate, pot fi comandate, de, comandate pe de pe blog. Ele sunt acum cu Moștri Crăciun, Moștri Crăciun în mână. Da. Pentru cei care nu înțeleg de la școală, domnul profesor explică prin interesul copiilor materia din clasa 5, 6, 7. Partea teoretică. Partea teoretică, da. Este foarte bine prezentată aici. Și cele 18 volume le pot lua foarte ușor. Să zicem. Da. Da. Bun. La revedere. La revedere.